Bun găsit, dragi brașoveni! Sunt Cătălin Chindea și ne revedem la o nouă emisiune Acta Sportiva. De-a lungul timpului am avut campioni, am avut realizări, am avut oameni puternici care au câștigat trofee importante. După campionate mondiale la mini-fotbal, am mai avut campion mondial și la alte discipline de care nici nu știam că putem avea campioni. Astăzi avem invitat la noi în studio un campion mondial cu echipa la Scandenberg. Este vorba de Vlad Daniel, de la clubul din Codlea. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc. Cum se cheamă clubul? Că asociația fac mea culpa. Asociația Club Sportiv Power Gin Codlea. Așa, asta cu power, am înțeles că puternici și gym... Exact. Nu e de la gimnastică, e de la ridicat greutăți. De aia face mișcare până la urmă urmei. Așa. Clubul vostru, înțeleg că anul ăsta a recoltat multe trofee, sunt în fața ta, o să le vedem și noi. O să ne explici fiecare ce simbolizează sau ce rezultat a adus. O să te rog să începi. Da. Precizez că nu clubul, federația, da, sportivii din cadrul federației au câștigat aceste trofee. Adică avem o federație. Avem o federație, da. Federația E-Farm Power. Așa. Da, federația de Scandenberg. Federația de Scandenberg. Unde sunt afiliate mai multe cluburi sportive din țară. Avem la Codlea, avem la Ghimbav, avem la Caracal. Am înțeles. Timișoara, da, baza... Baza sunt ai noștri. Exact. Federația este înregistrată în municipiul Codlea. Bun. Te rog frumos să prezinți trofeele. Da. Cel mai important trofeu este acesta. Mai exact, locul 1 pe echipe la Cupa Mondială. Eveniment desfășurat în Senec, Slovacia. Ne mândrim cu acest trofeu. A fost o bucurie imensă. Chiar acolo, la fața locului, când am câștigat acest trofeu și ne mândrim cu el. Câți componenți are echipa? Oh, foarte mulți. Mai mulți, dar din păcate deplasările la aceste evenimente le facem în funcție de bugetul pe care îl avem. Ah, deci ați putea mult mai mulți competitori, sportivi, am putea avea rezultate și mai multe, dar revenim la vechea problemă a bugetului. Exact. Avem niște proiecte de finanțare. Mai lăsăm un pic cu bugetul, mergem la al doilea trofeu. Al doilea trofeu acum o lună de zile, eveniment desfășurat la Veliko Târnovo în Bulgaria. Echipa României a obținut 13 medalii. Celălalt în Ungaria, acum două săptămâni. Dar nu cel din urmă. Nu cel din urmă, dar aici am obținut 9 medalii, 7 de aur, una de argint, una de bronz. Și tot pe primul loc? Aici nu s-a făcut un clasament pe echipe, doar s-a participat, s-a concurat individual. Și urmează un nou eveniment săptămâna viitoare în Serbia, în Sabak, Serbia. La fel avem o echipă pregătită de 15 sportivi, da, ne vom deplasa în Serbia și vom vedea cu ce rezultate vom veni. Dar voi vă doriți să depășiți. Clar. Clar. Numărul de medalii și de locul 1. Clar, întotdeauna ne dorim. Mă repet, asta și în funcție de numărul de sportivi participanți. Acum vom participa cu 15. Din păcate, în Ungaria am fost doar 5 sportivi. Aceeași problemă a banilor. Din păcate, am avut un proiect de finanțare cu primăria Codlea. A apărut o ordonanță de urgență pe ultima 100 de metri și s-au blocat toți banii. Dar prin ordonanța austerității dată exact. De premierul Ciolacu. La nivel național, nu doar la primăria Codlea. Din păcate a trebuit să ne descurcăm cu fonduri proprii, banii adunați din sponsorizări. Bun. Am văzut ceea ce se vede. Deci partea de la suprafață a icebergului. De desubt. Ce înseamnă Scandenbergul? Pentru că eu personal îmi aduc aminte de Sylvester Stallone, un film în copilăria mea,
când era șofer pe camion și se antrena și făcea tracțiuni și greutăți și de toate, iar visul lui era să nu mai lucreze pe un camion angajat, ci să, marele premiu era un cap tractor de, exact, de camion și tot. Ce înseamnă această disciplină Skanderberg? Că majoritatea știm ce înseamnă a face Skanderberg. Sunt doi competitori și care îl pune pe unul celălalt prin forța brațelor. Dar cum ajung sportivii să facă Skanderberg? Cum se pregătesc? Și, bineînțeles, care sunt categoriile? Sau cum se concurează? Păi, cum ajung? Cred că tot așa, de mici copii, uitându-ne la televizor, pe băncile școlii chiar, avem aceste lupte bărbătești între băieți, mai exact, ulterior au devenit și lupte între fete, dar ce să zic, cred că, nu știu, totul vine de a vedea, a auzi de această disciplină și ulterior de a participa, de a veni la un antrenament, de a vedea dacă este, nu știu, capabil sau are, nu știu, acea forță până la urma urmei să practice acest sport, pentru că vorbim de forța brațelor, da? Și e un sport de forță, dar nu e un sport de luptă. Corect, deci, așa este. Este o luptă a brațelor. Este lupta a brațelor. De aici și Skanderberg, da? Arm wrestling, lupta brațului. Și ulterior, cred că toți care au ajuns la un nivel au început să-l practice mai bine, mai mult și au avut ca și viitor, să zic, participarea în competiții sportive, pentru că contează până la urma urmei, ăsta este scopul, da? Să participăm în cadrul unor competiții sportive, da, și să aducem niște premii până la urma urmei. Teoretic. Dar putem să-l facem până la și premii. Amatorii. Da, până la premii. Cum decurge antrenamentul? Se lucrează numai brațele? Lucrează totul? Da, fiind totul. Antrenament de forță, da, nu neapărat. Clar, se începe ca în orice sport cu o încălzire foarte bună. O încălzire a brațelor în mod special și avem fel și fel de aparate. Facem antrenamente într-o sală de fitness unde avem tot felul de mașinării, avem exerciții specifice, da? Și antrenamente specifice la masă, la fel tot pentru a dobândi această forță. Într-adevăr, avantaje au și cei care vin cu un genetic bun. Contează enorm de mult. Deci nu numai munca efectivă, antrenamentul în sală. Cei care vin cu un genetic bun și cu o muncă asiduă în sală, clar vor ajunge departe. Adică vor da, câștiga competiții. Da. Ce înseamnă acest genetic bun? Adică au început să tragă de fiare din copilărie, au o formă a musculaturii, exact, deja definită, o musculatură puternică, la o maturitate, aici vorbim, încă se mai poate lucra pe ea? Da, bineînțeles, întotdeauna se poate lucra pe musculatură. Musculatură, ligamente, tendoane, pentru că aici... Rezistente. Trebuie să le avem strong pentru a câștiga o luptă. Și sunt oameni care vin cu un genetic foarte bun, iar alții care muncesc de an bun la sală sunt bătuți de aceștia, da, cu genetic. Văd că ai spus luptă. Deci, dincolo de forța fizică, mai este și partea de mental. Da, clar, clar. Acolo trebuie să ne concentrăm foarte, foarte bine pe meci, să observăm greșelile adversarului, să profităm de ele. Chiar este... Până la urmă, o luptă și psihologică acolo. Și cum vă studiați adversarii? În general... Bănesc că nu e general, ca la alte sporturi cu casete, cu vizionări. Ba da, cu, ba da. Deci avem acum online, avem fel și fel de filmulețe și studiem adversarul.
studiem adversarul. Iar acolo, la masă, vedem exact gesturile pe care adversarul le face, plecările pe care el dorește să le facă și încercăm să contracarăm într-un fel sau altul. Dar este și o chestie de moment. Este o chestie de moment. Trebuie să fii atent foarte, foarte bine la meci și la adversar. Să fii concentrat pe, da, pe competiție, da, nu pe momentele mult, de după. Foarte mult, da. Pentru că nu știi exact ce vrea să facă adversarul tău. Poate suntem fixați pe anumite filmulețe unde el are o anumită tactică, iar în concurs aplică altă tactică și atunci... Ca la loviturile de la 11 metri. Exact. Bate tot în stânga jos, stânga jos și exact. Tura asta a schimbat colțul. Da. Exact. Înțeleg că baza de recoltare a viitorilor campioni e sala de forță. Când da. Vin copiii la sala de forță și își doresc să ajungă la Skanderberg, există o anumită vârstă? Da, nu este o anumită vârstă. Noi primim la sală în jurul vârstei de 15 ani, în general, vin copii. Au mai venit și alții mai micuți, dar i-am lăsat să mai aștepte vreo câțiva ani de zile să mai crească. Să se mai întărească ligamentele. Exact. Dar avem categorii în cadrul competițiilor, sub junior mai exact, la 14-15 ani, unde pot participa fără probleme. Da, asta, cu asta mai rămas dator. Cum se desfășoară competițiile? Pe ce criterii? Pe categorii greutate, de vârstă? Greutate, vârstă, sex... Bun, am înțeles că acum vin fetele, haideți să terminăm întâi cu băieții. Deci, care sunt categoriile? Sub juniori. Adică sub 14-15 da, ani. Da, juniori, până la 18 ani, 18-21 tineret, seniori, de la 21 la 40, master, de la 40 la 50, grand master, de la 50 la 60 și mai sus, senior grand master. Și avem sportivi, nu la noi, încă noi nu avem, dar în competițiile internaționale am rămas surprinși să vedem sportivi de 80 de ani, 75-80 de ani la masa de Skanderberg. Chiar a fost o surpriză. Și înfruntările sunt rapide? Sau nu neapărat, pentru că sunt oameni de Skanderberg, numai că au trecut anii peste ei și au rămas fideli acestui sport și participă și au categorie, ceea ce este foarte bine. Îi ține în mișcare și eu cred că este bine pentru ei. Da, bun. Deci am stabilit că și la 80 de ani poți să faci Skanderberg. Da. De la 14-15 până la 80. Deci e un sport care îți aduce satisfacții toată viața. Așa? Acum, cum e cu fetele? Că până nu de mult... Da. În afară de Skanderberg și foarte multe sporturi, inclusiv boxul, era numai al băieților. Acum văd că și fetele, așa cum vin și la fotbal și sunt competiții și sunt cluburi care trebuie să recunosc că au mai multe echipe de fete decât de băieți în aceste academii. La Skanderberg, fetele? Da, avem fete, avem junioare, avem senioare, rezultate? Mastere. Foarte bune. Chiar la noi, la club, la Power Gym Codlea, avem două sportive valoroase, Băina Roxana și Ștefania Robescu. Au câștigat, hai să luăm primar cu Roxana Poenar, a câștigat anul trecut medalia de argint la Cupa Mondială, da? Să specificăm, Cupa Mondială IFA, da? Pentru a se înțelege foarte bine. Și anul acesta dublă campioană europeană. Iar la și la? La brațul stâng și la brațul drept. A, da? Deci pentru că vezi, avem cele două asta, brațe. Iar asta, da. Da, asta e una din reguli pe care ai rămas dator la precizie. Iar Ștefania la fel și a ieșit vicecampioană mondială anul trecut în Franța. Sper că n-a luptat cu... Tot cu românca noastră. Nu. Deci aici vorbim de un master, da? De o persoană peste 40 de ani. Am între înțeles, 40-50 de ani. Așa. Roxana este senioare de la 21 la 40 de ani.
Deci rezultate notabile și pentru fete. Da. Deci nu numai băieții aduc medalii, ci și, și fetele. Așa este. Bun. Ce înseamnă pentru, tine, că înțeleg că ești sufletul acestui club, alături de partenerii, mai mult sau mai puțin din administrația publică locală sau din alte administrații, ce înseamnă să te ocupi de dezvoltarea fenomenului, nu doar la nivel de Codlea și Ghimbav, care sunteți vecini, ci și raportat de a ține legătura cu alte cluburi, pentru că până la urmă, dacă te bați numai cu vecinii tăi, nu ai cum să ai rezultate sau nu poți să-ți verifici calitatea sportivilor, tot din competițiile cu cei din afară poți să culegi informații și să-ți impui ținte mult mai înalte. Așa este. Chiar din punctul ăsta organizatorii, pentru mine chiar este o muncă grea. De ce spun asta? Fondurile sunt foarte mici, indiferent ne mergem prin proiecte de finanțare, sponsorizări, prea puțin bani avem alocați pentru sport. Am vrea să facem mai mult, dar ne limităm la banii pe care îi avem. Legat de ce a spus, cum ne pregătim, avem competiții, evenimente sportive de amatori în România. Chiar la Codlea, în vară, în luna august, am avut Dracula International Arm Wrestling, o competiție internațională cu 150 de sportivi și mulți sportivi din România. Și exact ce a spus, aici sunt aceste competiții unde ne întâlnim cu toții și ne testăm de fiecare dată. Am mai avut un eveniment național în aprilie, la fel ne-am întâlnit. Da, raportat la cel din august, ca și amploare, l-ai putea compara cu cel din Ungaria, cel din Bulgaria? Sau acolo au fost un număr dublu sau poate... Nu, ca și număr de sportivi am fost peste. Mă pot mândri cu această organizare. A fost un eveniment de un real succes, nu o spun eu, sportivii prezenți din toate țările. Au fost sportivi din Ungaria, Slovacia, Polonia, Serbia, Ucraina... Au fost foarte mulți sportivi și au spus-o toți că un eveniment reușit și da, s-au bucurat că... Văd că sunt mai mult din țările foste comuniste. Nu neapărat. Avem niște legături mai strânse cu ei sau... Da, avem și niște legături. Au existat legături. Și înainte de 89 astfel de competiții. Da, au fost, dar ramura aceasta de Scandenberg... a luat ființă, să spun, oficial acum, cu ceva timp în urmă, nu foarte mult, la noi în România. Am înțeles. Erau niște asociații, cluburi sportive în trecut, fără federație, și organizam evenimente. Acum ne-am grupat mai mulți și referitor la ce spuneați, sunt țări care sunt apropiate țării noastre și le este ușor să vină și să participe în competiții la noi. Cred că și ei, la fel ca și noi, au aceleași probleme de la buget. La handball, la fel, la parte marțiale, la fel, tot în jurul nostru. Da. Am întrebat și la fotbal, la turneul din Emiratele Arabe. Zic, da, Brazilia, Argentina, la mini fotbal și astea, zice, n-au vrut să participe. La competițiile pe care le organizează forurile astea europene, vin sportivi și din Franța, din Germania, din alte țări, care bănuiesc că, cel puțin din câte știu eu, la culturism au tradiție. Da. La Scandenberg vin și din țările astea care au bani pentru sport. Mai sunt în competițiile importante, campionat european, mondial, chiar vin foarte multe țări, peste 30 de țări participante. Avem Danemarca, anul acesta campionatul european s-a desfășurat în Finlanda, cel mondial în Malaezia.
Din nefericire pentru noi, nu am putut participa la cel mondial. Costurile erau foarte mari, undeva la 2000 de euro pe sportiv și foarte greu în zilele noastre să aducem atât de mulți bani în cadrul federației să participăm cu un număr consistent de sportivi. Da, e neplăcut că tot timpul ne lovim de la bani, problema asta a bugetului. Din păcate, lucrul acesta în România chiar nu este ok. Ar trebui alocați mai mulți bani pentru sport. Aici nu vorbim neapărat de sportul de performanță. Avem sport de amator, sport de masă, unde trebuie să investim. Nu neapărat în Scandenberg, în orice disciplină sportivă trebuie să investiți bani. Pentru că când vorbim de sport, vorbim și de sănătate. Din păcate, nu știu, cei de sus nu conștientizează acest lucru. Trebuie să investim în sport ca să mai scoatem copiii de pe telefoane și tablete, să-i mai scoatem din casă, pentru că unii sunt cu orele pe jocuri și numai pe calculator. Toți milităm ca măcar câteva ore pe zi să facă mișcare, să facă ceva pentru corpul lor și pentru sănătate. Este o problemă majoră și nu numai aceasta. Mai sunt și alte probleme mult mai grave. Acum o săptămână urma să avem un eveniment la Codlea, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Codlea și Agenția Națională Antidrog, un eveniment frumos cu 8 discipline sportive, un festival al sportului, un festival de conștientizare, da, pe această latură a drogurilor. Din păcate, aceeași problemă, acea ordonanță a blocat finanțarea primăriei și nu am putut organiza acest eveniment. Dar un eveniment pe care, cu siguranță, cel puțin primăria așa a promis că îl vom face, organiza anul următor. Legat de prevenție antidrog, exact. Unde avem mai multe discipline, nu neapărat Scandenberg. Avem și fotbal, avem și tenis de masă, avem și cross, avem... Important să vină copiii să facă mișcare și să lase deoparte nebuniile actuale. Da, ce pot să spun eu mai mult decât ai spus tu, decât că pentru anul viitor ar trebui să vă faceți temele încă din luna decembrie, pentru că înțeleg că la Brașov s-au deschis niște linii pentru sport și pe această cale îți spun și ție că să vezi la cele două foruri, primărie și Consiliul Local la Codlea, felul în care ei gândesc să aloce și mai mult decât atât, se poate pentru un an competițional, nu pe un an calendaristic. Nu știu cum sunt competițiile la Scandenberg, dar în orice caz trebuie să începem și noi să informăm și voi, cei care sunteți implicați, despre modul în care se pot accesa aceste fonduri de care aveți nevoie. Ordonanța austerității a premierului Ciolacu își încheie efectele la 31 decembrie. Sperăm să nu... După 3 ianuarie vor fi alte date și da, trebuie să-ți faci... Spre bucuria mea și a noastră, a tuturor acelor care organizăm astfel de evenimente la Codlea, avem o bază în primăria și Consiliul Local. Se pare că acești oameni la momentul de față chiar doresc să se facă spor la Codlea. Și este bine. Și de aici apar și aceste finanțări unde, o spun cu regret, în trecut lipseau cu desăvârșire. Păi înțeleg că acum aveam doar pe fotbal atât. Doar fotbal știam, bani alocați doar pe fotbal. În rest... Nu mai aveam nicio disciplină în oraș, finanțabilă, dar bani pentru fotbal s-au găsit întotdeauna, nu știu de ce, dar e adevăr, este sportul rege, dar totuși hai să vedem și celelalte discipline sportive. Înțeleg că o să aveți o întreagă bază sportivă, acum se construiește la Codlea, deci poate din vară o să fie operațională și o să puteți să... Vă desfășurați activitatea. Noi nu o să putem pe disciplina aceasta, clar. Nu rămânem la sala de forță, sala de fitness, unde avem tot ce ne trebuie acolo. În restul urmează să ne pregătim. Avem un an greu, zic,
avem Cupa Mondial, Campionatul Mondial se va organiza anul următor, în 2024, în Grecia. Așteptăm Campionatul European. Am fi vrut să-l facem noi la Brașov aici. Mai vedem, mai... A, încă nu e decis încă campionatul, nu. Campionatul european? Încă nu, doar cel mondial în Grecia, în septembrie. Și Cupa Mondială în Slovacia în luna iulie. Și așteptăm o țară să-și depună candidatura pentru a organiza campionatul european. Ne gândim și noi, dar avem nevoie de finanțare, fără discuție. Este un eveniment foarte important, vin foarte multe țări, mulți sportivi și... Care ar fi costurile? Acum, văzând după atâtea competiții, după experiența din august, costă 50 de... Da, mi-este greu. Mi-este greu să spun, n-am organizat un eveniment atât de mare, pentru că vorbim de o logistică întreagă, de adus sportivii, din păcate, de la aeroport, de la București, cel de la Brașov. Este funcțional, dar știm și noi destul de bine cum este funcțional, doar pe timpul zilei și sunt complicații. Deci, poate se mai schimbă, poate se mai schimbă și atunci schimbe ceva în urmă. Scăpăm de da. Deci, problema asta a deplasării Brașov-București. Da. Sunt costuri cu locația, cu fel și fel de transmisii live, scenă, tot ceea ce înseamnă logistică. Este chiar o întreagă logistică. Vorbim de zeci de mii de euro, da, clar. Vorbind raportat la alte campionate, că la final organizatorii au spus, dacă ne-a costat atâta și am ieșit pe minus sau am ieșit pe zero, adică a fost un succes, că de profit mai puțin putem vorbi de profituri după organizare, sunt în alte părți profiturile. Nu poți avansa o sumă? Ca să știm dacă poate Consiliul Local la Brașov, dacă vrea să organizeze în parteneriat cu Codlea, să putem face o astfel de... Da, nu, este foarte greu. Este foarte greu de estimat o sumă. Zeci de mii de euro, clar. Dar subiectul rămâne deschis. Rămâne deschis, dar încă nu avem, nu avem o candidatură, da, și am discutat, sincer, am discutat și cu primăria Codlea legat de acest aspect. Este un efort prea mare doar să facă primăria Codlea. Efort prea mare, avem nevoie de un spațiu generos, da, vorbim de sute de sportivi. La noi, la Codlea, din păcate, nu avem o sală atât de mare să putem organiza un eveniment atât de important. Așteptăm acea sală din Maial, care tragem speranțele în câțiva ani să fie operațională. Să fie operațională, da. Dacă nu, clar, ne mutăm la Brașov, nu e nicio problemă. Mai bine, poate, dintr-un punct de vedere, este un oraș turistic frumos, cei care vor participa în competiție chiar au ce vedea în orașul nostru. Da, eu rămân în continuare fixat pe ideea asta că ar trebui la Brașov și ar trebui forurile să se implice mai mult, forurile locale. Este greu să faci un campionat european la orice disciplină, pe banii publici, pe banii contribuabilului, cum spunem noi, dar este necesar pentru că vorbim de sute de sportivi, vorbim de mii, poate, de persoane care vor face deplasarea, mai ales dacă e o locație cum e Brașov. Da. Și atunci sperăm că în continuare cineva aude, vede discuția noastră și probabil va fi deschis spre o astfel de idee. Din păcate, timpul acordat emisiunii noastre s-a epuizat. Îți mulțumim pentru prezență, îți urăm multe succese, nu succesuri cum spuneau alții, și te așteptăm la o nouă emisiune cu mai multe trofee. Mulțumim. Asta sper să promiți că o să fie mai multe. Da, mulțumim mult, mulțumesc mult pentru invitație. Promit. Da. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la noi. În continuare vă spun, face sport și multă sănătate!